La doar 14 ani, o ieșeancă a câștigat marele premiu la un concurs unde a fost numai puțin de 650.000 de concurenți din întreaga lume. Emma Andreea Paveliu, elevă în clasa a 7-a la Colegiul Național Octav Băncilă din Iași, a luat marele trofeu la competiția de desen Afișe pentru Pace din Statele Unite. Tema concursului a fost Conduce cu pasiune. Aceasta este schița originală pentru concursul Afișe pentru Pace. Acesta este cum am conceput-o la început și prima etapă. Deși a câștigat marele premiu la concursul internațional de la New York, Emma a rămas modestă. Ea spune că pentru lucrarea care i-a adus celebritatea, a lucrat aproape o săptămână. Eu am vrut să transmit pacea. Eu m-am gândit cumva ca indianul să fie cel care susține aceste simboluri religioase, serviciile care ne protejează, ADN-ul de unde am început totul, deoarece ei sunt fragili, dar protejați de lege și în același timp sunt foarte puternici. Ea de mică, într-adevăr, a început să combine culorile interesant, mama ei a remarcat-o și am sperat întotdeauna că o să facă performanță, deci am sperat, dar în momentul în care m-am trezit că am o fată care face performanță și merge spre performanță, m-am bucurat enorm. Împărtășim această dragoste pentru artă și desen în mod deosebit. Și, mă rog, e cumva la început, pentru că de acum se întâmplă lucrurile importante. Și profesoara de desen a fetei și directoarea liceului sunt mândre de Emma. Mă bucur că am așa o elevă. Eu îi spun fenomenul Emma. Și este un diamant care se lasă șlefuit. Pentru noi înseamnă foarte mult, pentru că, în primul rând, ne face bine, așa ca stare de spirit. Îl merită cu prisosință colegiul nostru și este un rezultat care bucură nu doar liceul de artă, cât întreaga comunitate ieșană și întreaga țară. Emma își dorește ca în viitorul apropiat să-și expună lucrările în prima ei expoziție.